Asta o prieteni. De ce mi se întâmplă când o nenorocire în loc să dau live-ul la Biocea pentru live-uri? Pentru că mi se întâmplă nenorocire pentru Biocea Maxim de fiecare dată, dar mie nu o să mă ajung să fie silă de toți nenorociții ca mi-o nenorocesc Biocea Maxim. Și dacă ți-am zis, luați așa gansă, nu e ca și cum am încheiat cazul cu acest nenorocit și unde să ajung cu Biocea-ul lui și unde nu. Mama Cat, ori fi gândit tu mie să mă lasă sun adevărul tăi, fi gândit tu foarte sinceră și foarte sinceră, pentru că dar nu mai poate duita de califa, dar nu mai poate ea. Pentru că mie mi se întâmplă mai puțin din nenorocire. Mă enervează toate tezele slugărite. Da, dar sluga slugărit nu era atât de cretin anul trecut. Mereu uită cum să dau Shinobi Execution sau fac eu al treilea război mondial cu Grito-ul. Da, am făcut o criză din cauza lui Sigetii de fapt, să mă sunuie de califa. Da, o să mă răzbună cu armata aia, Electroshock și Sekiro. Sekiro înseamnă lupte în japoneză, fără pumn de interlopi românești. Păi Sekiro înseamnă fără pumn de interlopi românești și moldovenești. Nu, serios. Serios. Mă, dacă mai mă întrerupea ea curată, îi rupeam la ura Biocea, trebuia să mă duc în iar califa 2 sau califa Brista. Am dat tare să se audă microfon, da, că m-a criticat cei care au făcut live la Biocea pentru like-uri, OnlyFans-ul, handicapat și pornografia în zigzag, bătut în cap cu ciocandă și înțeleg care este extrem de prost. N-ai ce să-i faci, dracului, n-ai cum. N-ai cum să scap, deci... N-ai cum. N-ai. Și ce să le faci? Adică, ce vrei să le faci? Pentru că mie îmi place o emisiune, cum ar fi se întâmplă acum cu Turoze Babu. Iar mie mă nenorocește o situație la care voi înțelegeți ce se întâmplă cu adevărat aici, în adevărul meu, pentru că toată clasa să nu știe de cusoaica aia care te va ieși pe porcăm, sau nenorociților să mă duc în viaganul, sau nenorociților, uitați-vă la Pinipac! Sau nenorociților, uitați-vă la Pinipac! Uitați-vă la Pinipacilea Vangea! Uitați-vă la Iliac! Uitați-vă la Mortal Kombat! Uitați-vă la Butaia de Chitara! Sau la... astea! Pentru că nu mă mai recunosc, pentru că... Liliac să face un calcul, luați așa da un călcă pe ieta tot în de Pinipacilea Vangea, să vedeți toate astea intime, te-a durut, sincer să spun... nu mă gândesc câți oameni să mă critici pe mine. Mi-a greu tot timpul de înregistrare să-mi violeze drepturile de autor din cauza ei. Și nu știu să-mi facă live-ul așa pe like-ul. Mama Cat, dar tu spui că să-mi fie bine pe YouTube, dar eu vreau să fiu mai bogat decât Bordelua și decât în modele de videochat. Aoleu. Aoleu, mă, băi, deci. Deci cu Pixie n-ai cum să înțelegi. Știi ce criză de nervi a avut maica mea? Că să trimit poze cu nudista de Pinkie Pie la bara privată sau cu mine, lui Pixie, auzi, poze cu nudista aia, lui Pixie, auzi, pic de respect n-ai, pentru că mai mă enervează toate astea, pentru că nenorociților, zice unul nenorocit la televizor și eu ajuns să folosesc puțin cuvântul, nu ca pe o glumă, dar nenorociților, alte fete n-au găsit alt activism ca Tinifa. Nenorociților, n-a făcut fetei Tinifa ca să nu facă avort și copii. Nenorociților, n-a ți-i făcut cu dacă. Deci, mie nu copilie situația care este, în care situația de rahat, în loc să dau Biocea la maxim, situația de rahat în care nu putem să fim ca Biocea la maxim, să declar. Mamă! Dă-mi vine să te înjur și pădești și băduită de califa, te mai faceți voi like-uri din pornografia pe zigzag în România. În special, Sheldon Rogue. Ea e pornografiera americană. Aveți grijă la ce postați! Sau să aleagă placul de like-urile mele!
Voi tu te șefii. Dar ales proful de vinoțatul cuiva pentru live-ul. Am pus mâna pe computerul meu. Una nu și-o cere. I don't think so. Dar nu mă gândesc la ce vorba. Nu mă gândesc. Nu am cuvinte. Mi-a făcut foarte multă Sekiro. Dar ăștia că-i pusează numai amateur bun pentru nimic? Aoleu, mama chet. Dacă tu m-a ajuns, mama, să găsesc o nouă proiectă, să știi că cu Ana Grande despre ea să stai pe coacul Flamingo, I don't really think so. I don't think so. Pentru că toate astea despre ce se întâmplă pe internet fiind spuse, pentru că s-a furat strip-ul Cancodru, s-a furat strip-ul ăsta Cancodru, s-a furat strip-ul ăsta Cancodru, s-a furat strip-ul Cancodru. Și niciun club nu mai vedem frumoasei care facă selfie-uri în club. Nu mai putem să mergem în cluburi, ci altele nu mai poate să mai facă selfie-uri stripoise, nici striptease-ul, pentru că cineva le educă foarte prost. Până când o să rămână România fără cluburi, până când o să rămână România fără cluburi, fără animatoare, Hristosul mamei lui Veagaru să moară de post, de șmecher idiot. Deci, nu am habar, destul ieșim, pentru că nu știu. Pentru că 50 de răfăcători în penitenciar plus 1, Pixie Grey, Pixie Grey a nebunit. Am dor capul. Mamă, dar s-a aflat toată clasa despre Veraganul că este pe Pornhub? A? Toate una, că se pusează pe Snapchat și pe OnlyFans. Altceva nu puteai să găsești. Deci, pe tine, cu toată problema cu duistul ăla, mamă, pentru că dacă e duist, înseamnă că suntem noi toți, ne orientăm la ghelog, mamă. Asta vrei? O minciună, mamă. Cum poți să spui asta? Eu care mă lupt în războaie pe internet, cu Playboy, cu Ares, cu regele porcilor, m-am bătut deja cu Don Bacon de 3 ori și am pierdut. La batul am câștigat că mai era și el. Dar eu am făcut câteva parodii de roșe cu Hitler. Pentru că eu am făcut SS. Nici parodii cu Hitler nu merge. Nu merge nimic. Doamne. Telefonele să scoți bateria până nu o trage toate spargă cu coete. Aoleu, doamne. E sine de cei care au făcut mijloc maxim. Aoleu, doamne. Muriți am viața la maxim de post. Cu cine l-a făcut? Dar acum mamă nu mai știi că... Pentru că Viola Granul s-a făcut cotecină, dar pe Viola Granul doar în sună de toate cotecinile. Ca să scuzați în limbajul, dar m-am sătuat de oameni care nu vor să aibă cotecință, m-am săturat. E evident. Să Viola Granul care eu să aibă cotecință pentru contra, eu să fiu cât se poate victima lui Pixie. Ha! Dar ne-a nenorocit de tot ieri. Ne-a nenorocit nesimțitul care zicea să-i primi lui Pixie ce nu trebuie. Altceva ce nu s-a spus. Dar Pixie asta... Nu știu cum dracu să mai o fac. Nici cum, nu știu. Mă mai chef. Nu m-am gândit. Că nu pot să mă tut în duința aia să-i facă din nou. Să-mi pierd eu timpul din cauza ta, auzi. Și să aibă viața o cotecință pentru Pornhub. Ia eu pentru ce am. Vrăjii. Poți măcar de aici. Succes. Oh, la
la umbre cât mai pot. S-a ales praful de like-uri din video cea maxim. Sau cu cretinul ăsta nenorocit de pământ. Mama Cat, să-mi vine să-l înjur pe cretinul ăsta. Dar de video cea pentru like-uri cine face? Nu am cuvinte, sunt foarte supărat. N-am fost să mai o dau. M-a nenorocit cu aia cu mergea la maxă, deodată îmi vine să îmi rup dracului și ce mai am eu din cap. Îndepliniți-vă fantezia, dragoste întâi și alta activi. Eu nu o să vă spun. Fără de forță. Mă rog. Să mor eu. Pentru că 50 de nervi plus voastră juragan în pânt și astea, tu fie să le la propriu că m-ai enervat. Deci, la voastră-i părința ca în codru. Dar tot dracu toate pornografie zigzag. Dar tu, mamă, viața nu s-a făcut o sedință el, s-a dus în pânt, dar de norocit. Dar alții care punează pornografie zigzag pe Facebook, ei nu s-au luat o consecință. Pentru că alții n-au ce face decât să nu mai să poze ce vrea pentru like-uri, iar voi stai de când la Lifa Camsat să facă ce vrea ea. Și s-a furat postări intime ca în codru. S-a furat scandaluri sexuale ca în codru. Asta e o poveste de frate Grimm. Și asta e legea dialogului, mamă. Să nu călărești și fac eu de avagea. Asta e legea. Asta e legea. Mamă, măcar acceptă să nu fie călărită din valchirea vagea. Acceptă. Măcar acceptă asta, deci scuze asta. Acceptă asta pe YouTube. Acceptă asta. Te eu nu gândesc cât de supărat pot să fiu pe cei care mi-au cerut să trimit poze oribile, pici, dar n-am făcut-o. În schimb, mi-am dat report. Dar Liliac și-o cere. Până la sfârșitul de tipa fie avagea care mi-a zămătut, până la sfârșitul morților lui, fixi! Viața ta mă bă pe viața lui, ca eu să aibă consecințe că a dorit în tulă. Până la sfârșitul brutalităților noastre, până la sfârșitul autismului meu. Pentru mine să fie un caz special, ca să pozești ce vreau, este cineva de acord pentru a scăpa de părerea de SeoNifens? Nu, nimic. Dar nimic nu se pune, bă, nimeni nu se pune cu intimitatea online. Nimeni nu se pune... Oh my god... Au! Bine că nu mi-am lovit telefonul, Cazeș. Acum, Iliac, nu mai știu unde e Duisa de Califa, nu mai știu pe ce stă pe internet. Eu nu m-am gândit că dacă l-am băgat pe spate acuza penitenciar, lumea mă vrea pe mine, pe... V-Lord îl cheamă. V-Lord. Din Alianța End. Zice el să trimită înregistrări. Să trimit eu Duisa de Califa nudistă lui Pixie. El îmi cere mie să trimit toate astea ei. L-ați dat report. L-ați cu el de pământ, că nu se mai poate. Am cea mai mare tragedie cu Pixie. Ești cât se poate de clar. Ești Pixie o nesuferită. Îmi vine atât de rău.
Și dau și nu m-am gândit. Să-mi dau la nouă proiectă. Că acest duistă nu o să recunoască nimic sau nu știu ce o să vrea el. Dar miau! Vâlod este un vechi prieten de-a lui Pixie. Acum îmi doresc ca el să dispară din conversație, pentru că ne-a cam nenorocit. Mamă. Mamă, dacă nu pot să vorbesc ce vreau, mă jur că o să o elimin pe Rusoai, că am să declar în război, dar mie să-mi jur. Pe toți cei care nu le pasă de internet, de ce se întâmplă. Mama, dacă tu nu-l cunoști pe Arcanul, să-l cunoști pe Vârlog, că el este cel cu mesajele, el este cel cu nudurile, cu pixii, cu prostile lui. Stai să vezi. Reclam. Ești prost. Cum să-i dau eu bloc? Blacklist. Nu o să înțelege ce unii pot să aibă bunăgabent exact pe OnlyFans. Liliac, raf. E, dar mie nu mi se întâmplă asta de mult. Aoleu, mama, măsi. Dumnecrișu, măsi, te fac eu, măsi, de la Franța. Să se ducă... Aoleu. Mă, jumul ăsta. Ai cap? Nu ar avea cap. Să-l ducem până nenorocitul ăla penitenciar la Caracal. Mă refer la Vâlod. Frate, ți-aș fi zis să fii la Caracal la penitenciar sau la Caracal la penitenciar la Caracal și spun să mă înțelegi cine-i ăsta cu jignirile. Mama? Să ducem pe nenorocit cu ăsta care zicea să-i trimit lui Pixie nenorocit la penitenția la Caracal. Cu fratele meu a aprobat să înțeleagă ce s-a întâmplat pe ebunii. A fost aprobat. Dar la asta nu m-am gândit. Și n-am alte vorbe
despre ei. Ha. Te-ai gândit că s-a ales praful de toate postările la care vrei să faci like-uri, că să-mi fie bine pe YouTube. Dar să-ți aleagă praful de viața pe like-uri, dar nu mă gândesc la TikTok cu Olivanton, ha ha ha. Din păcate, nu o să mai este brutalități în Mortal Kombat. Dar, de Sekiro nu mai zic nimic, de Keio nu mai zic nimic. Nu o să te pui cu scanerul întinde pe internet, nu o să te pui cu intimitatea internetului, asta e partea întâi. Nu ai fie timpul cu Diva Gavancea, că mă enervează, dracu, mă enervează, deci... N-am să fac altceva în afară de chestia asta.